Valul al patrulea al pandemiei riscă să fie și mai agresiv decât cel anterior. Medicii avertizează că spitalele vor fi din nou supra-solicitate atunci când numărul infectărilor va crește. Autoritățile sanitare din Botoșani au început să ia măsuri pentru valul 4 al pandemiei în contextul în care numărul de infectări cu virusul SARS-CoV-2 crește la nivelul întregii țări. În ultima perioadă și în județul Botoșani a crescut numărul persoanelor confirmate cu noul coronavirus. Astăzi sunt internați 13 pacienți confirmați COVID, din care 11 sunt internați pe secția pneumologie, care are în structură 16 paturi, și 2 pacienți sunt internați pe secția terapie intensivă. Medicul Monica Dăscăliței, directorul DSP Botoșani, a propus creșterea numărului de paturi pentru pacienții COVID-19 la pediatrie, dat fiind faptul că noua tulpină afectează mai mult copiii și tinerii. Vom pregăti toate documentele necesare pentru a aproba un număr mai mare de paturi care vor fi alocate pentru COVID în caz că situația epidemiologică o va cere. De asemenea, având în vedere că tulpina Delta, comparativ cu variantele dominante din valurile anterioare, afectează într-un număr mai mare copiii și tinerii, am stabilit conducerea Spitalului Județean creșterea numărului de paturi COVID la secția de pediatrie. Se vor verifica în viitorul apropiat, în zilele următoare, tot ce înseamnă stocuri de materiale, echipamente de protecție, medicamente, pentru a vedea dacă spitalele din județul Botoșani sunt pregătite pentru un eventual val 4. O verificare se va face pe tot ceea ce înseamnă stațiile de oxigen din spitale. Medicii roagă pe pacienți să se vaccineze până nu va fi prea târziu, dar e un avertisment pe care mulți români par să-l ignore.